Bun găsit, sunt Adrian Boioglu. Ne aflăm astăzi într-o comună care până în urmă cu aproape 10 ani era ceea ce se numește capăt de drum. Aici se opreau drumurile în județul Tulcea, nu puteai să mergi mai departe. Zona a fost deschisă între timp și a fost deschisă pe de-o parte sau în mare măsură și datorită interlocutorului meu de astăzi, domnul primar Ion Acereanu. Bun venit în emisiunea la Tulcea News. Bine ați venit. Domnul primar, spuneam că au fost drumurile închise, ați reușit să le deschide și nu numai asta, dar ați reușit în ultimele 3 mandate, iată, se fac 3 mandate anul acesta, să dezvoltați proiecte care au pus Hamcearca pe hartă, au făcut comuna asta cunoscută. Îmi povesteați înainte de emisiune că mergeați la Tulcea, la județ și le spuneați ceva de Hamcearca, oamenii se uitau că poate nici nu știau unde e Hamcearca. Iată că acum nu numai că știu, dar încep să apară și proiectele care sunt benefice, până la urmă sunt în folosul comunității, al oamenilor, până la urmă, de aici din Hamcearca. Hamcearca, pentru cine nu știe atât de multe despre localitate, este o comună care are 4 localități, 4 sate. Aceste sate au nevoie, pentru că aveți câți locuitori aveți aici? Mai exact 1387, sub 1500, am picat la ultimul recensământ. Bun, la 1300 de oameni, toți acești oameni au nevoie de apă, au nevoie de curent electric, au nevoie de toate facilitățile traiului de zi cu zi. Și o bună parte dintre aceste proiecte ați reușit să le realizați. Evident, mai sunt unele lucruri și vom vorbi despre toate acestea în cadrul emisiunii de astăzi. Da. Și aș vrea să începem cu începuturile dumneavoastră aici ca și primar. În primul rând, de unde ați venit? Veniți din mediul privat? Veniți toți de la stat? Ce s-a făcut înainte să fiți primar aici? Născut, crescut la țară, în comună. Plecat prin anii 80-81 la școli și așa mai departe. M-am reîntors după Revoluție. Mi-a plăcut viața la țară. Nu m-am putut obișnui la oraș. Dacă s-a schimbat... Oraș regimurile... însemna Tulcea sau în altă și parte? Tulcea. Și Tulcea. Uh-huh. Și nu numai. După care, vă dați seama, m-am axat și eu pe niște afaceri la vremea respectivă, dacă s-au liberalizat toate, a venit democrația. Și nu m-am gândit vreodată să lucrez în mediul privat, iar după aceea, după mediul privat, nu m-am gândit vreodată să mai fiu angajat undeva. Am candidat în 2008, să zic așa, negândit, chiar negândit. La vremea respectivă, am venit cineva să mă convingă, mă rog. Și de atunci, chiar îmi doream să fac ceva. Chiar la vremea respectivă, în general, am căutat din nimic să fac ceva, că atunci mi s-a părut că e cel mai valoros. La Hamcearca ați avut parte și de nimic, pentru că nu erau drumuri, nu era instalație de iluminat public și ați reușit să le faceți. Deci vreau să vă spun că poate nici n-au fost bani, eu nu vreau să judec pe nimeni, pentru că zic eu că eu sunt bun și celălalt sau ceilalți n-au făcut sau vedeți, Doamne, că sunt eu cel care vin cu... Până la urmă e vorba și de o mână de gospodar. Până la urmă, dacă ești gospodar, faci ce ai și din nimic. Adică dacă ai o brumă de bani pe care știi să-i administrezi corect, toate aceste sume ajung să fie folosite în folosul comunității și nu să fie, eu știu, cheltuite aiurea. Nu trebuie să faci... Povesteți înainte de emisiune despre cum ați realizat rețeaua de iluminat public în comună și cum aveți becuri diferite, lămpi diferite în localitate. De ce s-a întâmplat acest lucru? Vreau să vă spun că unii din colegi, când ne întâlnim așa primari din comune vecinate, mai facem glume pe tema asta, pentru că comuna Hamcearca, chiar vreau să vă spun că nu avem un buget, nu să ne lăudăm, nici să ne fie suficient, nu mai spun de mândrit și așa mai departe. Ei am căutat din ceea ce aveam, ca și eu, bugetul primăriei l-am cumpărat cu bugetul casei. Deci dacă am 10 lei, n-am cum să cheltui 11. Deci acei 10, eu trebuie să mă încadesc cu cheltuielile până în 10 lei. Nu-mi permit să cheltui mai mult. Și primul lucru sunt facturile de plătit. Fără discuții. Salariile. Dacă nu-i dai salariul omului, cine stă? Da, nu e. Și așa sunt mici. Acum s-a mai mișcat puțin. Ei, vreau să vă spun că, apropo de ce spuneați mai cu iluminatul public, mă și amuză câteodată. Chiar îmi doream să fac ceva. Deci, la vremea respectivă, chiar din nimic, exact de ce pornisem, ca și discuții, vorbeam cu Consiliul Local, hai să facem și noi, un iluminat, un ceva, nu-s bani. Unde ați pus primele becuri sau pe ce criterii ați ales aceste locuri? Deci vreau să vă spun că dacă vă merge prin comună, să vedeți că avem 2, 3, 4, 5 modele de becuri. De ce? Pentru că fiecare an am pus, prima dată am început la centre, la intersecții.
la instituții, biserică, școală, cămin, iată că ce mai aveam un dispensar și așa mai departe. După aceea, al doilea an, în partea cealaltă la capătul drumului și la mijloc. După aceea, al treilea an, am avut între ele și așa mai departe. Deci, vreau să vă spun că azi când discutăm, am reușit de câțiva ani de zile să... de câțiva ani, de 10, 8, 10 ani să iluminăm satul și la vremea respectivă, cum erau cu becuri economici, a fost un lux la vremea aia. Mai mult de atât. Pentru că vorbim și de o economie la buget. Exact. Mai mult de atât. M-am interesat, ca să zic așa, pentru că nu-i permiteam bugetar să plătim toată noaptea să ardă becurile. Plătim la Enel niște costuri care, pur și simplu, nu că nu erau benefice, ele erau, în schimb, le depășeau cheltuielile. Și atunci, ca și măsură, vă spuneam înainte, de multe ori mă amuză, chiar și unii colegi, am pus ceasuri de alea care limitează becurile. Deci mi se aprinde lumina, spre exemplu, acum, după sărbători, de sărbători, de Paști, de Crăciun, lăsăm să ardă toată noaptea. Perioada sărbătorului, o lună jumătate. După care venim cu acel ceas. Ce reglăm? Seara, la ce oră se stinge? Aveți temporizator. Exact. Ora 18, până la cât? Cam în când dintre lumea în casă și până la 23. După aceea, de la 4 până la ora 7 dimineața, când trece autobuzul. Exact. De ce am făcut lucrul ăsta? Chiar mulți spuneau, zice, măi, cât economisești? Ei, vreau să vă spun că pentru Comuna Hamcearca, unde nu sunt bani și acum nu vreau să mă plâng să înțeleagă cineva că vezi, Doamne, noi suntem chiar lipiți pământului sau, dar nu. Ideea de bază e, nu avem de unde. Avem în jur de 12.000 de hectare de teren extravilan, nu-i de la CAP-ul nimic. De la CAP-ul, din 89 încoace, nimic. Din ce trăiesc oamenii de aici, din Hamcearca? Agricultură, mai mult crește animalelor. Presupun că n-aveți, eu știu, vreo fabrică ascunsă pe undeva. E tot numai ce se vede cu ochii. Poate o fi și nu știm noi, nu știm. Dar din creșterea animalelor. Uh-huh. Avem un număr de 29, mi se pare că s-a mai scris cineva, 30 de crescători de animale diferiți. 2-3 sunt cu vite, vaci. Și restul capri, oi. Avem un islaz de vreo 927 de hectare, împădurit parțial, și am reușit anii trecuți, ei și-au format o asociație, un 240 de hectare care era eligibil pentru APIA. Le-am contractat acel islaz, au mers bine 2-3 ani, după aceea au ieșit discuții între ei, că ei împărțeau, că ăla luau mai mult, că ăla luau mai puțin, și 3-4-5 erau mulțumiți. În jur de 20 ceva erau nemulțumiți și aveai la mine cu fel de fel de reclamații, să încerc să fac... Sunt și judecători între ei, sunteți mediatori. Nu, dar exact, nevoit a trebuit să fiu și mediator între ei. Am încercat să mediez, să-i adun pe toți, ieșea când ceartă, când... A apărut și ordinul ministrului la acea vreme, ordinul 50, dacă nu mă înșel, din care spunea ceva de genul. Pentru APIA va fi eligibil și acel islaz împădurit cu până la 100 de arbori per hectar. I-am profitat de chestia asta, am urmat procedura, am măsurat acel teren, inclusiv dacă vă niște schițe, nici la casă nu am așa. Cu coordonate, înțelegeți? Am angajat o firmă, au plătit-o ei din banii lor, am spus, eu vă ajut la un preț de nimic până la urmă, au fost foarte mulțumiți ei. Și am mai făcut rost de vreo 300 și ceva de hectare. Deci, în total, vreo 520-530. I-am strâns, i-am anunțat, le-am explicat cum și ce fel am procedat, total suprafață ce avem acolo, și le-am propus să le dau și acel teren, tot asociații, cu condiția să-l împărțiți voi, nu eu, să-l împărțiți voi în mod egal. Adică să nu mai fie discuții. Exact cum vă spuneam înainte. Ați reușit să-i împăcați? În mare parte, da, dar cred că niciodată nu voi reuși pe toți. Chiar ieri am avut o ședință cu ei, pentru că unii au solicitat, la acea vreme, ce să vă spun, a ieșit un scandal, nu chiar, dar reclamații până la corpul de control al ministrului, până la presă de la București, vai de cap, când au venit oamenii și au văzut, când am prezentat situația, a zis, bă băieți, nu aveți ce face, prima oară, urmă, procedura, mă. Chiar așa le-a luat contractul și a zis, vedeți contractul ăsta? Pentru voi e lege. Deci nu prima oară a făcut-o, UAT-ul și ilegal. Asta e. Apropo de lucruri făcute din nimic și lucruri făcute cu bani drămuiți, un alt proiect care a fost un proiect de suflet dumneavoastră și care l-ați făcut abia atunci când ați reușit să strângeți banii, a fost
utilajul sau utilajele, dacă se le putem spune, achiziționate în favoarea comunei. Mă refer la tractor, la remorci și așa mai departe. Da. Vreau să vă spun că la acea vreme visam. Îmi doream, nu știu, probabil cum... asta mai vine în cap acum, ca și zic, ca și o familie care își dorește copii și nu poate să facă. Credeți-mă. Vă doreați un tractor și remorci. Deci nu neapărat, vreau utilaje, vreau să fac ceva. Ce, iar fără utilaje, de ce vă spun că cu Petruitu, cum explicam când am început mandatul, am închiriat utilaje. Păi dar pleca niște bănuți de la buget și mi se rupea sufletul. Și am zis, băi, eu trebuie să avem utilajele noastre. Păi, în loc să strâng un ban, eu dau la altul. Și de aici a plecat ideea cu utilaje. Chiar fostului secretar, îi dea Dumnezeu sănătate și la pensie, m-a ajutat mult. M-a apelat la experiența lui, avea 40 ceva numai de secretar. Și am urmat procedura din bugetul nostru, l-am folosit și că atunci vreun an, doi, am depus și noi pentru cereri pentru lapia, pentru... Și cu bănuți puțin de acolo, puțin de acolo, și am reușit. Chiar făceam și o glumă și spuneam, dacă reușesc, mă ajută Dumnezeu să reușesc, o săptămână plec undeva în pustiu și nu vreau să văd nimeni. Adică mulțumirea aia, să reușesc să mă bucur așa. Deci, da. Era ceva care pur și simplu nu mă gândeam să ajung până acolo, ceva de genul ăsta. Aceste utilaje v-au ajutat după aceea și asta înseamnă mână de gospodar. Odată ce reușești să faci un lucru, cu acel lucru poți să faci următorul, exact, să mergi la următorul exact, și mă refer la partea de infrastructură, la drumurile pe care ați reușit să le pietruiți. Îmi spuneați că ați reușit să faceți rost de piatră și ați reușit să-i, cum se spune, să-i scoateți pe oameni din oroaie. Dacă, cel puțin da. În multe zone unde erau noroaiele. Da. Haideți să vă spun că probabil mulți care știu, cred, cei care nu știu, posibil să nu considere că nu e adevărat. Piatra am luat-o degeaba. Am închiriat doar mașini și am cărat piatră din descoperte, să numea la acea vreme, poate și acum nici nu-s de meserie, de la cariere părăsite. Și am zis, așa cum este, lângă pământul ăla care este pe drum, pe stradă, pun și eu încă puțin pământ și cu mai multă piatră și să lipești de ceva, ca să reușim să trecem cu o mașină, cu o căruță. Nu vorbeam în niciun caz de asfalt, era o fază total preliminară. Și nici s-a gândit la asfalt, nici nu se punea problemă. Deci degeaba am adus-o. Deci vă spun că am adus, cred că, dacă nu, sute de mii de tone, dacă nu zic. E bine că se văd de unde. E bine pentru că am avut. Ce drept e și partea asta dacă de munte și de... De la în jur de 40 ceva de kilometri am cărat și de la 22-23 de kilometri. Asta e foarte bine. Deci costurile au fost minime. Dar vă spun și că utilajele chiar ne-au fost de folos? Deci au scos bani în primul 2 ani. Asta e foarte important. Da. În ce stări sunt acum drumurile din localitate? Mai aveți de lucru? Sperați la mai mult de atât? Bine, întotdeauna e loc de mai bine. Da, exact cum spuneam mai înainte, vreau să vă spun că niciodată nu m-am gândit ca eu ca cetățean, iar după aceea și ca primar, nu m-am gândit vreodată eu să văd asfalt și multul lume spune în comuna Hamcearca, localitățile limitrofe. Eu cred că am încercat la acea vreme, cred că acum vreo 7-8 ani, să depun un proiect pe măsura 322, fonduri europene. Credeți-mă, așa cum am putut, cu specialiștii care aveam, cu oamenii care aveam la acea vreme, ne-a fost foarte greu. Ei, când am fost să-l depunem, bineînțeles că fondul era limitat, banii la acea vreme, și a trebuit niște bani pentru cofinanțare. Ei, când mi-a zis că trebuie pentru cofinanțare, când m-am uitat în documente și după aceea m-am uitat și în bugetul meu, am zis stop. M-am dus pe propria răspundere, am dat declarații și mi-am retras proiectul. Pentru că mulți spuneau să mă împrumut. Păi eu mă împrumut, dar pe ce bază? De unde dau banii înapoi? Păi nu că bag comuna în faliment, o distrug. Deci vrând să faci ceva benefic, ajungi să devii nimeni. Și atunci cât era cofinanțarea numai? Cât trebuia să dea comuna? Păi atunci era 3,5 milioane de euro, formasem una de ei cu comuna Horia, era 3,5 milioane de euro, dintre care, să zic, era un procent de 4-5% care era partea noastră. Și chiar și așa era o sumă importantă pentru comuna. Cap, care ne depășea de zeci de ori. Ce ați făcut în situația asta? Am mai consultat și niște specialiști, să spunem așa, că știți cum, când nu ai, mergi și te plângi, și la ăla, și la ăla, și la ăla, mai mare, mai... Găsești o soluție. Exact. Ei, asta am făcut. Și mi-a zis cineva, domnule, ia-l acasă, mergi și defalcă-l în câteva tranșe. Aia am făcut. Le-am defalcat și când m-am prezentat cu el la minister și a început să aprobe. Când mi s-a aprobat, primul, vă rog să mă credeți că am zis că a venit Dumnezeu în Hamcearca, nu asfaltul. L-am terminat, am avut în jur de 5-6 km primul
Că așa l-avem și denumit, asfalt 1, asfalt 2 și asfalt 3. De anul trecut avem încă și celelalte două proiecte. Deci azi avem asfaltat, mă țineți întrebare, mai avem asfaltat în jur de 20-30% din total comună. Iar de anul trecut început, sperăm ca anul ăsta să-l finalizăm, diferența în jur de vreo 25 până între 25-26 de kilometri. Cum stați cu apa aici? Aveți rețeaua de apă bine făcută, dacă tot vorbim de infrastructură? Cu apa stăm bine, ca și zonă ne ajută, și clima și zona. În schimb, la Balabanci avem stații separat, pentru Hamcearca, Nifon și Căprioara avem o altă stație separat. Au fost probleme, a fost un proiect făcut până să vină prin 2007, dacă nu mă înșel, la comunile astea trei, la Nifon. Dar au fost probleme, o stație foarte mare care genera costuri enorme și, mă rog, au chemat niște specialiști și am făcut anumite modificări la acea vreme. Azi, când vorbim, stăm destul de bine, să spunem, avem anumite probleme. Parcă n-am vrut să duc discuția până aici, dar pentru că m-ați întrebat, am să merg nu până la capăt, dar cât de cât. Am încercat să facem niște modificări, pentru că la acea vreme când s-au săpat puțurile, nu s-a cerut, nu s-a știut, nu pot să știu cum s-a făcut atunci când nu eram, nu s-au săpat puțurile pe terenul proprietății, ca OAT-ul să fie proprietar. A, și sunt proprietari privați. Exact. Ei, când am vrut să fac niște proiecte acum și când am întâmpinat probleme, titlul de proprietate, un act ceva, cine ești? Păi nu-s nimeni. Și mâine dată înapoi. Ei, prima măsură, vin, prezint situația în Consiliul Local, haideți să luăm măsuri. Ce să facem? Am găsit proprietarul, l-am identificat, l-am rugat, l-am chemat în Consiliul Local, spre fericirea noastră și consilier, și am încercat să-l convingem să ne dea acel teren, sub orice formă. Dacă poate să-l cedeze, era cel mai bine, omul a zis și el are copii, mă rog, și am zis să facem un schimb de teren, de undeva. Ei, prin legea 18, avea un teren care, fiind specialist la acea vreme, lucra într-un domeniu anume, și lucra un 0,5 hectare mai la deal. Și am zis, uite, noi facem evaluare, urmăm procedura, ți-l dăm pe ăla, dumneata dă-l pe ăsta ca să devenim proprietari, să poți face un proiect. Ei, bineînțeles că prima dată au fost de acord, după aceea a început, nu știu cum să zic, politicul, oamenii care, răufăcători sau... N-au mai fost de acord. Deci am urmat procedura, am făcut evaluare, am venit cu evaluarea, am prezentat-o, cu toate că acel proprietar de care vorbim, trebuia tot el să mai dea bani la primărie. Imaginați-vă. Pe aceeași prefață. Omul a zis, da, domnul primar. Până la urmă dau și pe el, zice. Pentru că Dumnezeu mi-a dat și mie, m-a ajutat în viață. Am să fac și chestia asta. Când se dăm prin ședință de Consiliu ultimul cuvânt, consilierii opoziției au respins proiectul. Aveam nevoie de 2-3. Apropo de chestia asta, cum stați în Consiliu cu... Da, am avut de fapt un vecin, Dumnezeu să-l ierte, care când îl întrebam prin curte pe acolo ce mai faci, Neanicule, zicea, de să nu mă întrebi. Bun, eu, pentru că m-ați întrebat, asta mi-a venit în cap acum, de să nu mă întrebi. Suntem 5 cu 4. Deci la proiectele deci, au trecut, patrimoniu, da, buget... Trec alea minore. Ei, când e vorba de... patrimoniu de altceva, că nevoie de două treimi, tot timpul sunt împotrivă și le-am și explicat de câteva oameni. Proiectele sunt în folosul oamenilor. Până exact. La urmă, nu poți ca și consilier să fii, cum să spun, să votezi un proiect, chiar dacă știi că este propus de un primar sau de un consilier al unui alt partid, să nu-l votezi doar pentru că este vorba de un proiect al opoziției, pentru că faci rău oamenilor. Exact. Le-am cerut explicații în final. Am avut ședințe filmate, vă rog să mă înțelegeți, am zis, oameni buni, le filmăm și o fac public chestia asta. Poți să faci ce vrei. Deci doar din răutate, doar pentru exact, că sunt la alt partid, nu vor să... Da. Le-am cerut și explicații. Nu aș vrea să intrăm decât vreau să vă întreb asta mai spre final, dar o să vă întreb acum. Candidați din nou? Mă mai întreabă și oameni prin localitate și chiar și colegi și e o decizie care de multe ori nu stă, cum să zic eu, dacă mă întrebați pe mine sau pe oricine altcineva, toată lumea vrea primar, toată lumea vrea ceva deosebit. Vă întreb pentru că oamenii au nevoie nu doar de un primar, oamenii au nevoie până la urmă de o echipă, au nevoie ca să susțină un primar, dar să susțină și consilierii care fac parte, fie din același partid, fie oameni care îl susțin pe primar, pentru că în felul acesta proiectele sunt realizate și duse la bun sfârșit. Dacă te lovești de blocaje
consilierii opoziției și așa mai departe, doar de dragul blocării, doar de dragul politicii, până la urmă, politica pe care o faceți aici, indiferent că ești consilier, primar, viceprimar și așa mai departe, e politica oamenilor. Da. Oamenii n-au culoare politică. Oamenii trebuie să se gândească că atunci când e vorba de un drum, de un iluminat public, de o canalizare, de gaze și așa mai departe, toate astea nu au culoare politică. Gazele sunt inodore, incolore și așa mai departe. Vii și le faci pentru oameni. Și atunci un proiect care trebuie făcut de un primar trebuie să aibă susținerea tuturor pentru că este în folosul localității. Lucrurile se mișcă doar dacă primarul are susținerea consilierilor. Și atunci de-aia vă întreb, dacă ei să candidați, aveți o echipă sau aveți de gând măcar să formați o echipă pe care oamenii să o susțină cu toată încrederea, să spună, dar doamne, îl votez pe primar, dar îl votez cu echipa lui, pentru că știu că în felul ăsta o să am și eu mai repede asfalt, o să am apă, o să am ce-mi trebuie la poartă, sau în curte, sau în sat, în așa fel încât să pot să am, eu știu, confortul, nu neapărat confortul de la oraș, că nu vorbim de confort de oraș, dar confortul anului 2020 să-l am și eu în localitatea mea. Da, revin la întrebarea cu dacă mai candidez. Cred că lucrul ăsta ar trebui să decidă cetățeanul, nu noi. Pentru că, exact cum v-am spus, cine nu vrea, mai bine. Acum nu pot să zic că bine sau rău ca primar. În schimb, garantat nu e ușor. Cel mai ușor este să uiți din drum. Sau cum spunea cineva, toți suntem buni la fotbal din tribună. Asta e clar. Da. Noi am făcut niște sondaje și chiar vorbeam și cu colegii la partid. Dacă e să fiu peste un 50% minim, să zic, mă bag. Dacă nu, nu. Deci s-au făcut niște sondaje, din câte știu, și s-au prezentat undeva la, dacă rețin-o bine, la 57% până în 60%, 57-58% eu. Am fost, din câte am auzit, 3, 4, 5, ceva pe listă. Și am să mai solicit un sondaj. Dacă sondajele mă scot, bineînțeles că voi intra, dacă nu, sprijinim patru. Lăsați locul și cuiva pe care oamenii îi susțin. Important este să meargă mai departe comuna, proiectele și așa mai departe. Fără discuție. Nu, nici nu. Apropo de chestia asta, ce vă doriți? Care ar fi, eu știu, un proiect de suflet pe care vi-l doriți pentru un mandat următor? Ceva evident în folosul oamenilor. De suflet, numai unul nu poate fi, dar e unul cel care l-am, exact cum v-am spus atunci, cu utilajele. Da. De suflet sunt mai multe. Chiar îmi doresc să termin asfaltul anul ăsta. Așa ne-am propus. Avem firmă licitată, câștigată, suntem în procedură. Deci anul ăsta acum la unul urmează să dăm ordinul de începere. Când sperați că vor fi terminate străzile de asfaltat în localitate? Eu zic în toamnă. În toamnă deja să fie trebuie asfaltat tot. Și chestia asta o spun de fiecare dată. Oamenii trebuie să înțeleagă că primarul, primăria, nu face chestia asta în an electoral pentru că se face în an electoral. Un proiect de asfaltare se face în ani de zile. Finanțare, studii de fezabilitate, avize, numai avizele de la toate instituțiile. Haideți să până vă le spun obțineți. primul proiect care l-am avut, știți, a durat până să intru pe lucru, 6 ani. Șase ani. Și atunci cei care spun face primarul, mi-asfaltează strada acum că e an electoral, oamenii trebuie să se uite în urmă cu 3, 4, 5, poate chiar 6 ani. Dar le-am explicat la câțiva, am făcut și copii la toate documentele. Am dat și la consilie, ne-am făcut dosare. Eu cine întreabă, explicați-le, pentru că eu nu mă duc, cum spunea un bătrân, nu eu stăm la masă și cer o mână de semințe. Am băgat mâna în buzunar și stăm o mână de semințe. Nu există. Trebuie să respect niște reguli. Și regulile nu le înființez eu. Trebuie explicate de sus. Iar atunci când vine vorba de avize și te lovești de toate instituțiile statului, acolo sunt marile piedici. Nu mai zic de finanțare, de banii pe care trebuie să-i atrageți până la urmă, pentru că nu dă oricine bani pentru a face un drum. Dacă e drum județean, e drum național, e drum comunal, sunt diferite instituții care vă dau banii. Bugetul propriu al comunei nu are resurse pentru a face toate aceste lucruri când le vrei făcute. Și asta contează foarte mult. M-ați întrebat de proiect de suflet. V-am spus, de suflet sunt mai multe, dar unul care optez, cu toate că noi suntem înconjurați numai de pădure aici. Sunt gazele. De anul trecut mi-a intrat în cap, așa am și vorbit cu câțiva colegi, chiar acum vreo 2-3 zile am fost la guvern, într-o ședință de guvern, am ridicat și problema noastră și cu să zicem, o delegație de primar din județul Tulcea și ni s-a spus că chiar sunt posibilități. La ce distanță e conductul gaz de localitate? La 5 km. Deci pentru 5 km trebuie să vă sunt alții care au la 30, la 50 de km și tot se luptă pentru ea. Și am, exact cum am început și cu asfaltul, m-a spus, pe bucățele, cu gazele, la fel, am fost puțin, ca să zic, mai obraznic, poate,
Și am prins din vreo, în jur de 40 de kilometri de gaze, am prins în prima fază, că am zis să mă reduc puțin, că dacă mă duc cu 40 kilometri, o comunitate mai mică, o comunitate, se zice, băi, stai, cine ești tu? Păi sunt altele mai importante, sau uite că, e, important suntem și noi, că și noi vrem. Bineînțeles. Tot cetățeni suntem. Și am prins în jur de vreo 26 de kilometri, în prima fază. Obținind toată averile, dăm drumul, să dea Dumnezeu să fie bine, pentru că eu zic că avem șanse mari azi. Deci ne s-a garantat și de la guvern. Avem șanse. Bună. Iar faptul și... că guvernul este de aceeași culoare politică noastră, poate obțineți, eu știu, îi, sunt mai indulgenți în ceea ce privește proiectele făcute de un primar liberal, până la urmă. Să dea Domnul, să fie așa, cu toate că am avut uși deschise, v-am spus, și... Acum, chiar și înainte, câte ori am fost, eu n-am ținut cont că e guvern, nu știu de care, roșu, albastru, sau eu mă duc sau nu mă duc. Nu. Eu am spus, au fost probleme când, acum vreo un an, doi, și cu medicul de familie, cu cei din localitate, cu asigurații. Mă rog, să făcuse o greșeală ceva și nu s-a înaintat în procedură licitația pentru medicul de familie. Și am spus, am sunat, începând de la județ, de aici până la minister. Și am zis, oameni, de cine depinde? Păi aici nu știu la București. Dom'le, de cine? Spuneți-mi de cine. Să-l duc... sun, să merg la nu, la dar ușa. Nu să-l sun. Eu am gândit în felul următor. Eu merg și dorm pe preș la el la ușă. Eu trebuie să rezolv problema. Eu am niște principii ale mele. Nu există, nu se poate. Deci nu există, nu se poate. Ați dar... rezolvat-o? Cum să nu? În două săptămâni a fost rezolvată. Asta e tot ce deci de la București, n-am mai apucat să sun eu la București sau să ajung. Am insistat la nivel de județ, s-a luat legătura cu Bucureștiul, s-a venit la noi, s-a urmat procedura legală, dar s-a rezolvat. Păi imaginați-vă, rămâneau 8-900 de asigurați în aer, inclusiv eu. Sau. Apropo de chestia asta, dacă e să ne întoarcem puțin așa, deși le-am făcut și înainte și înapoi, mergem puțin înapoi și ne aducem aminte că ați reușit să aduceți farmacie în comună. Da, da. Vorbim da. Puțin despre partea de reparații capitale la dispensar, adică sunt proiecte care au fost în folosul comunității, pentru că pe omul care îl doare o măsea sau îl doare, eu știu, are o problemă de sănătate, problema aia e cea mai gravă. Mai mult decât asfaltul, poate, sau, eu știu, decât gazele sau apa sau cea, sănătatea lui e cea mai importantă. Și nu, numai, și nu vorbim numai de, eu știu, bătrân, vorbim și de, până la urmă, dacă ai un bunic, o bunică care suferă în casă, vrei să ai asistența medicală de care ai nevoie aici, exact, în localitate. Ați reușit să le faceți toate acestea. Mai e de lucru în sensul ăsta? Mai aveți de lucru sau sunt deci, toate realizate? Mi-am propus să, prin CNI să le facem în totalitate. Dar în prima fază, dacă duceți discuția la ceea ce s-a făcut în urmă, vreau să vă spun că la fel am procedat și ca și cu inundatul și cu multe alte. Neavând bani, am zis în felul următor. Am chemat un specialist, domnule, asta e clădirea. Ce putem în să facem aici? Ăsta, ce putem face? Eu banii ăștia i-am. Hai să încercăm cumva să ne încadrăm, dar vreau să mă întind cât mai mult. Nu ne permite să avem un lux ca alte comuni care aud că au bani de trece anul cu bani. La noi nu se întâmplă cu asta. Și atunci am căutat din nou pe bucățele. Anul ăsta facem partea asta. La anul facem partea aia, dar nu le-am lăsat. Deci n-am pus termopane nici acum, în totalitate. Dar am pus la exterior, în alte părți, după aia am venit și am încercat cumva să le întreținem pe alea. Că s-a pus o teracotă, că s-a zugrăvit, dar am încercat totuși să facem ceva. Nu poți să stai nici cu mâini în sân. A spus de farmacie. Am încercat cumva, prima dată am vrut să duc farmacie în fiecare localitate, în astea trei. Balabancea, Hamcearca și Nifon. O mare nevoie. Am reușit. Sigur că da, pentru că majoritatea sunt bătrâni. La vremea respectivă am reușit. După care au fost nemulțumit, mă rog, firma care a venit, au fost niște probleme de-a lor, mă rog, și au venit și domnul primar, eu mă reduc la centru, doar Hamcearca. Și am s-a fixat două zile din săptămână, vine medicul de familie, are un cabinet acolo, farmacia lângă, le mai asigurăm și noi transportul la bătrâni lunea și joia când vine, și de la Nifon și de la Barabancea și vin la centru. A ieșit de la medic, a intrat la farmacie și a făcut piața, a venit după aia, stă în stație, a venit autobuz când s-au strâns cu toții, i-a dus acasă și... Deci am încercat cumva să vin în sprijinul lor sub orice formă, care a stat în puterile mele. Nu pot să spun acum că mă duc eu și săp în grădină sau îi fac nu știu ce. Bine, nu, înțeleg, dar ceea ce ține de mine... ajutați cu sănătatea. Exact. E un lucru, dacă ai sănătate, poți să faci și grădina exact, după aia. Da. Aș vrea să intrăm puțin și într-un alt subiect care este la fel de important. Atunci când discuți de o comună, educația trebuie să fie, dacă nu pe primul loc, printre primele locuri, pentru că totul pornește de la educație. Dacă copilul este educat și poate să meargă mai departe la școală, ca și dumneavoastră, poate se întoarce peste 30 de ani, da, și devine primar, da, și construiește mai departe
Pe educația primită în localitate, cum stați aici cu școlile? V-ați ocupat și de aspectul ăsta? Ați investit în educația copiilor? Aici nici nu poate pune problema. Deci, chiar dacă vrei, nu vrei, tot trebuie să te ocupi. Sunt copiii noștri, eu nu mai am copii aici. Câți copii școală aveți în localitate? Deci, acum la școală avem în jur de vreo... până în 200. 160, au nevoie, 170, de, au nevoie sigur, de școală? Deci, școala s-a fixat la centru, tot la Hamșarcă, exact cum spuneam și farmacia. Pentru că localitățile deja au... Tineretul e plecat afară, după că o știți, normal Hamșarcă. În toată țara. Și rămânând un număr mai mic, am format școala la Hamșarcă și la Nifon și Balamaci a rămas doar grădinițe. Am avut un proiect acum în 2017, în noiembrie, l-am finalizat, corpul B și C la școală, pe Ministerul Dezvoltării, și l-am făcut, ca să zic așa, unul dintre cele mai moderne din comună, pentru că, în sensul ăsta, m-am spus, n-am avut bani, n-am avut proiecte până acum câțiva ani de zile, pentru că și ca să zic așa, colegii care n-aveai specialiști, cu cine să faci? Apelam la, v-am spus, la fostul secretar. Ne-a costit, ajută-mă și pe mine aici, zin și mie. Dacă nici aveți un specialist, dacă era bine din... să-i ții aproape, pentru că în felul ăsta nu, oamenii se duc. Tocmai când n-am avut și am încercat să-i aduc, cu implicații, cu muncă, și am reușit cumva. Dar revin la cel cu școala. Și vreau să spun că azi am acele două corpuri, s-au făcut cu WC-uri interioare, deci s-a făcut ceva cât de cât mai modern, deci s-au dermat tot. A rămas doar niște ziduri și s-a făcut aproape 80% nou. Bun, asta înseamnă un act de educație făcut la standardele cerute, exact, după proiect, pentru că la vremea respectiv vinea constructorul și treceam zilnic. Eram curios să văd cum face, și dacă nu-s de meserie, mă pricep așa în mare, băi, de ce ai pus priza aici, de ce ai pus... Domnul primar, e proiect? Avem și după aia am încercat să mă convingă și chiar mă mulțumeau lucrurile astea când încerca să-mi spună real de... E proiect? Noi respectăm? Foarte bine, așa se face. Foarte bine. Din punctul ăsta de vedere, dacă mergem de la educație mai departe, contează la fel de mult pentru oameni să aibă poate și un cămin cultural. Un cămin cultural în care să-și desfășoare și evenimentele din familie fericite și mai nefericite și așa mai departe, dar toate să se întâmple și să existe poate și un act de cultură, dar să existe și, un loc unde să se facă toate aceste evenimente de familie. Ce ați făcut și ce mai e de făcut din punctul ăsta de vedere? Cu căminile... Vă văd că oftați așa. Dacă ar fi să luăm pe toate, cred că pentru toate să vă ofrez. A fost dezastru. Nu știu dacă e bine, dar vă spun exact ce îmi spuneau unii bătrâni până să venim noi. Deci eu n-am văzut, dar din ce spun alții, în căminul la Nifon, spre exemplu, la un moment dat se ținea unul capri sau oi, nu știu, ceva de genul ăsta. Cu siguranță nu era destinația lui clădirii Nu, nu mai vorbește de bani. Și avem un cămin mare, extraordinar. Deci nu știu dacă în zonă există un cămin. Deci s-a făcut cu părinții, bunicii noștri. Din ce spun bătrânii care erau pământ cu vacile, cu cai, cu nu știu ce, și făceau chirpici, eu știu cum făceau acolo. Deci avem un cămin de, să zicem, 20-30 pe 20, 3x26, în jur de 30. 3-400 de metri, dar cum să nu fie? Acum n-am în cap exact... Super, dar e un cămin foarte mare, foarte frumos. Ei, și la fel, cum vă spuneam, am luat-o pe bucățele. La fel nu erau bani pentru reabilitarea dintr-o dată și bani mulți pentru asemenea clădire. Dacă vă spun că și ploua și în ele, și din nimic să faci ceva, și am luat pe bucățele. Anul ăsta am luat acoperișul, l-am făcut, dar nu nou. La fel, am reabilitat, n-aveam bani. Uh-huh. Nici de tablă, nici de ce era acolo. După aceea, la ziduri, interioare, exterioare, am mai schimbat o ușă, un geam, termopane, pe când am început, dușumeaua, pentru că erau de 40-50 de ani, vă dați seama ce era acolo. Și am reușit cât de cât și le-am dat o destinație. Am făcut lateralul, îl folosit și ca o sală de mese, de nunți, nu e cine știe ce modern ca la alte comuni care au bani. Nu mă pot compara cu ea. Faptul dar că am măcar aveți un loc care este reabilitat, este făcut și are... îndeplinește cumva nevoia omului pentru asemenea locație. În față am făcut un parc de copii, dar am zis, domnule, n-avem bani ca alții să fim de numărul 1. De vârf. Dar nici cel de jos. Parcă... Apropo de construcții în acestea mari, dacă vorbim de asta, un alt proiect pe care vi-l doriți este sala de sport. Da.
Cum îl vedeți? În ce stadiu este? Este la nivel de idee sau deja ați depus, ați făcut deja primii pași în acest sens? Cum să nu? Suntem deja trecuți de SF. Deci avem, sigur că da, am identificat totul, poziții, tot SF-ul, deci urmează să-l depunem la CNI. Asta e o chestie foarte bună. Știți n-am optat pentru o sală mare, de ce? Pentru că e și greu de întreținut. Absolut. Toate vin pe capul nostru. Unde după aceea. Unde fac spor copiii acum? Avem în la Hamcearca, într-o sală mare, care o folosim și cămin cultural, și sală de sport și dacă e nevoie poate să o folosească și ca o clasă sau ce hotărăsc ei acolo. Deci e nevoie. Dar avem și un teren în curtea școlii unde în 2008-2009 când am venit eu eram pant așa. E, la fel am închiriat niște utilaje și am, cel puțin l-am îndreptat. Un buldoi scavător, am cărat pământul. Am venit cu un greder, am îndreptat, l-am tușat, am făcut niște porți din surse proprii, din dăm și tu o bucată de țeavă, ia și tu de acolo ceva, ce, adică să produci în ceva. Absolut. Dar azi când discutăm nu avem mai mult. Acum zic, dacă facem sala de sport, o să vină lângă și un teren un teren mai mic pentru copii lângă și în afară. Un alt proiect la fel pe care vă doriți să realizați este centrul multifuncțional pentru servicii sociale. Acolo este, aveți, eu știu, deja resursele, aveți deja proiectul făcut, înaintat? Care cred că azi e miercuri, cred că azi se depune. Deci astăzi. Da, s-a urmat toată procedura. Noi înregistrăm undeva la sfârșitul lunii ianuarie, deci astăzi se 29. Depune. Când sperați să fie gata sau cât ar mai noi, era? Dacă ar fi după noi, vrem mâine. Cât mai repede posibil. Seama, cum să nu. Dar acum eu știu cum se aprobă, cum, poate ne cere completări, nu se știe ce. La fel, e un proiect european care pentru Nifonul, fiind cea mai mare localitate, de multe ori, nu, dacă zic, mi se rupe sufletul deja, parcă zici că exagerez. Vin acei bătrâni, stă în stații, la duci de acolo, la Hamcearca, ca să stea, pentru că vin și mai mulți. Și am zis să fac un centru la Nifon, avem mai multe variante, dar asta e de prima mână, oricum vrem să fac, avem un spațiu undeva acolo, unde vreau să-l reabilitez, să-l cumpărăm, de fapt, să solicităm la fostul, la UJCOP, să luăm de la ei și să încercăm cumva să reabilităm și să facem, e destul de mare. Deci dacă reușim cu chestia asta, mă împac din nou cu multe. Pentru că ați adus aminte de bătrâni, un lucru important pentru comunitate și nu numai pentru bătrâni, sunt bisericile. Și da, ați contribuit și în acest punct de vedere la lăcașurile de cult din comună. Mai e de lucru, v-au solicitat în primul rând ajutorul, presupun, și ați intervenit acolo și puteați cu ce resurse aveți. În prima fază, când ați întrebat de biserică, am avut timp să știți ceva, știi? Da, la Balabancea, spre exemplu, am reușit renovarea bisericii nu din surse, nu numai din surse proprii, dar și cu părintele Vâlcu, un om extraordinar, care ne-am pus la cale, ca să zic așa, ne-am amintit ca doi frați. Ne-am așezat la masă și am zis, hai, tu ce poți, tu ce poți. Eu mă axez pe zona aia, tu pe aia. La acea vreme am adunat-o dintre oamenii bătrâni ai satului, am format o comisie și am urcat în mașină cu el de câteva ori și căutam pictori. Și plecam în țară. Unde auzeam că pictează nu știu cine biserică? Acolo mergeam. În weekend, sâmbătă, duminică. Am găsit pe cineva până la urmă. A venit la un preț rezonabil pentru noi. La acea vreme a costat în jur de 500 și ceva de unii ani. Nu are ține exact. Bani și cauze, mulți, da. Cum, pentru o comunitate mică, imaginați-vă ce înseamnă, pentru unii chiar, sau pentru o unitate, pentru un institut, 500 milioane, 500, 10.000 de euro. Ia-i bă și du-te, pentru noi era. Corect. Și am încercat să producem, a venit pictorul respectiv, ne-a spus ce am făcut, ce material ne trebuie și am început achiziția. Prin sat, cu oamenii și la acea vreme, eu mi-am dorit să schimb, să fac ceva. Eu, fiind domn de afaceri înainte, mulțumit lui Dumnezeu, am zis cineva, parcă mi-a dat un... Am mers treaba și mergea treaba și am zis, eu trebuie să întorc acel bine cuiva, pentru că eu cu cetățeanul am lucrat. Tot de acolo am câștigat și eu. Ei, sub forma asta, parcă m-am simțit împlinit puțin. De ce? Pentru că aveam ocazia acum să întorc ceva cuiva. Nu mai zic ce am ajutat eu din surse proprii, dar mi-am luat și angajamentul ca să fac acele pentru biserică. Am vrut să fac, cum îi spune, nu-i iconostasul, catapeteazma.
Și, mă rog, preasfințitul la Visarion m-a convins că nu-i bine, fiind în jur de 100 de ani, rămâne ca și în istorie, rămâne poate ca și piese de muzeu. Și atunci m-am întors și am zis, eu fac iconostasele, pangarul de lumânări, toate cele care costau în jur de 550 de milioane. Neavând banii ăștia nici eu, de la primărie, nu aveam dreptul și nu aveam voie să dăm către culte. Da. Și mi-am luat angajamentul față de oameni, îi adunam în biserică după slujbă și discutam cu ei, cu părintele. Am început aia, costă atât, hai, cine mai dă, cine mai face, să făcea tabele, comisii, adică nu se înțeleagă cineva că ia primarul, că ia primarul, nu, niciodată. Nu, toți, nu. Pentru, luați de știa tot, dată și tot timpul să știa cine a dat bani și cât a dat. Deci avem nevoie. Dacă nu ai un control în sensul ăsta, nu faci nimic. Și vreau să spun că mi-am luat angajamentul și am zis eu, dacă umbluși cu colindul, eu mă oblig să adun suma asta. Și am umblat până am strâns vreo 400 și ceva de milioane și n-am mai putut. Am adunat oameni din nou în biserică după o slujbă, le-am explicat situația și am zis, oameni buni, nu mai am de la cine. Am mai pus și oameni, nu, asta e. Și, bineînțeles, că o comunitate foarte strânsă și a zis, nicio problemă, domnule, e suficient și atât, ați făcut foarte mult, foarte bine, restul mai punem și noi. E, au venit comunități. Cum să nu? Deci, v-am spus și fostul preot, Igor, care acum e la Isaccea, un om extraordinar de la el, ca să zic așa, eram foarte uniți. Orice problemă vrea să fac la... Domnul, cum? Eu aș vrea să fac aia, cum facem, părinte? Păi cum? Nu e nimic. Ia vină, băi. Cât? Mata ce vede? Aia, cât costă? 10 lei. Uite, eu pun 3 lei. Pun și mata 3, restul vorbim. Și strângeam bani. Deci toate se rezolvă. Contează mult ca și oamenii să ajute. Și să încurajezi și să arăți unui că vrei să faci ceva. Îl încurajezi. Și atunci singur vine lângă tine. Aș vrea să vorbim, ne apropiem de finalul emisiunii, dar vreau să nu încheiem până nu discutăm puțin de dezvoltarea într-un alt sens. Este o zonă superbă, zona aceasta, da, dumneavoastră. Da, da. Și atunci ar fi mare păcat să nu vedem în zona asta mai mulți turiști. Vorbim și de lac, vorbim de zona de pădure, de ce nu și de partea de munte și așa mai departe, Munții Măcinului, rezervația naturală și așa mai departe. Ce se întâmplă în sensul ăsta? Aveți proiecte pentru dezvoltarea zonei? Ați, eu știu, fie pe partea de lac, fie așa. În primul rând, există, eu știu, pensiuni sau, eu știu, locuri în care vii aici și vrei să stai aici pentru câteva zile, să te bucuri de aerul curat, de zona asta frumoasă. Unde poți să stai aici, în Hamgearca? Da, ce să zic, mulțumită unui fiu al satului, din Nifon, domnul Mauna, eu om de afaceri, el la un nivel mai mare, să zicem, și de câțiva ani de zile am făcut o pensiune la Nifon. Extraordinar de frumoasă. Vreau să vă spun că... Ce zonă e acolo de... De pădure. De pădure. De pădure. Vă spun, vă recomand, dacă o să aveți ocazie când v-ați treceți pe acolo, să vedeți, e o minunăție. Deci, mergi, numai stai stând, parcă nu te saturi. Asta e un lucru bun. E loc și de mai mult. Cineva, unul din colegi, primarul de la Luncaveța, vecinul, îmi spunea, zice, voi aveți o zonă virgină acolo, exact cum vă spuneam. Deci până să facem asfaltul de geo 222A de la Nifon, Luncaveța, aici nu intra nimeni. Dacă erai, nu știu, invitat la o nuntă, vineai la o mormântare, la un botez, la ceva atât, aici nu aveai nimeni ce căuta aici. Era capăt de drum. Capăt de drum. Deci era pădure. Iar referitor la, m-ați întrebat de lac, într-adevăr, avem un proiect european. Sperăm că acum, în primăvară, să-l finalizăm cu niște pontoane, bărci pentru agrement, pentru... La fel a fost un proiect de suflet care mi l-am dorit cu adevărat. Avem e pește acolo? Este, să știți este. Că este și spre... Deci ați atrage cu siguranță pescare, ați atrage... Hai să vă spun ceva, ceea ce mulți poate nu cunosc și nu fac reclamă la lac sau a zonei. De vreo două... De ce să nu-i facem? Îi facem reclamă dacă e zonă bună, da. De vreo două ori am mâncat și eu pește de acolo. Vreau să vă spun că gustul peștelui din lacul Hamgearca, Horia, nu se compare cu niciunul. Pentru că nu e poluat, deci lacul respectiv e alimentat din izvoare proprii și de râul Taița. Deci n-aveți parte, nu e, nimic, deci nu are cine, nu există. Deci nu are cine să polueze. Am văzut câteva, pe drum acum, am văzut câteva căsuțe, câteva... Da, au început, sigur că asta da. E lucru bun. Sunt unii proprietari care au început deja să-și facă, ce-și face el acolo? Pe la urmă, știu faptul că turismul aduce bani și banii fac o comunitate să crească. Sigur, un magazin, un toate celelalte pe care au nevoie oamenii. Ajungeți poate în timp să vină oamenii să locuiască aici, dacă le place zona și așa mai departe. Și atunci vreau poate să vă spun să crească. Că în ultimul timp mi-aduc aminte de acum vreo 9 ani, 10 ani, când am făcut o extindere de apă la Căprioara, fosta Giaferca Rusă, de la președinirea Consiliului de Sân de acea vreme, am fost cu proiectul și
Da, seama unde? Basna ușă, că aia era procedura, ăștia erau pașii. Și mă întreabă, domnule, dar crezi că e, știa zona, crezi că e necesar pentru localitatea aia lângă pădure, în pădure, să trage apă? Bineînțeles că eu am rămas puțin surprins și am zis, da, concret, da. Păi cum să dezvolt eu zona? Cum să chem cetățeanul să vină aici? Cum să chem pe ceva să construiesc? Exact. Bineînțeles toate, că m-a crezut, am extins-o și acum, dacă spre mulțumirea mea și satisfacția, ca să zic așa, deja vin din partea Galațiului, Brăila, și caută terenul să cumpere la noi. Vă dați seama că zona asta, zona asta ar putea să fie zona care leagă Tulcea și Constanța, da, de viitorul pod care va exact. Fi construit. Dacă ne ajută Dumnezeu pe toți, să spunem așa, să rezolve problema cu podul ăsta de la Brăila, deci asta va fi o parte importantă, principală, să spunem, de legătură cu Constanța, cu toată Moldova. Aici, pe la Luncavița, Nifon, Horia. Bun, deci asta înseamnă că zona asta va fi dezvoltată? Cu siguranță, nici nu, deci sper să o apucăm și noi. Nu știm când, vă dați seama acum, și cu podul nu e simplu să face o investiție atât de mare, dar noi așteptăm ca și toată lumea. Deja unii deja nu mai au răbdare, dar important e să fim optimiști. Eu mă bucur că am discutat pentru că am descoperit o latură a dumneavoastră pe care nu o știam și o latură a zonei acesteia pe care nu o știam, și anume faptul că, iată, se pot face lucruri chiar și din nimic. Se pot face lucruri mărunte, pas cu pas, până când ajungi să faci ceva important pentru comunitate, și toate acestea, după trei mandatele noastre, se văd. Aceste lucruri trebuie duse mai departe. Eu vă doresc succes într-un nou mandat în alegeri și sper să ne vedem și atunci când sunt gata și alte proiecte pe parcurs, să vorbim despre toate acestea și să ne spuneți, la fel, nu cu un oftat, dar cu un zâmbet, că le-ați realizat și că le-ați dus la bun sfârșit. Pentru că asta e ceea ce contează pentru oameni. Sigur că da. Domnul primar, vă mulțumesc mult pentru participarea în emisiune și mult succes mai departe. Mulțumim. Noi vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm. Cu mare plăcere. Da. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Aici la Hamcearca se întâmplă lucruri bune. Chiar dacă sunt întinse pe parcursul a trei mandate de primar, iată cât de mult contează să faci ceva cu bani puțini. Ați văzut cum au fost făcute toate aceste proiecte. Pentru Tulcea News, eu sunt Adrian Boioglu și vă doresc o zi mai bună.